Primul parc cu panouri fotovoltaice din nordul Republicii Moldova a fost deschis la Bilicenii Vechi. Acesta numără peste 2700 de panouri și are capacitatea de a asigura cu energie electrică aproape 1000 de gospodării. Ideea aparține unei familii de antreprenori locali care vor să încurajeze oamenii să investească în producerea energiei verzi și a luat naștere grație susținerii Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare. Parcul va contribui la securitatea energetică a țării și la protecția mediului, reducând considerabil emisiile de carbon. Lucrările de construcție au durat aproape 4 luni, iar investițiile se cifrează la 20 de milioane de lei. Ideea să ne ocupăm cu producerea energiei electrice ne-a impus condițiile din țară. Vedeți, suntem șantajați din toate părțile. Am mai fost alecuți prin lume, prin Europa, prin America, am văzut cum lumea se aprovizionează. Creditul l-am luat în euro de la, cu ajutorul băncii BERD. Producătorii dau garanție la panou 15 ani de zile, dar deci termenul de exploatare e în jurul la 25 de ani. Parcul este compus dintr-un sistem fotovoltaic ales din selectorul de tehnologii verzi Albert, o bază de date online cu aproximativ 30.000 de produse prietenoase mediului. De azi, energia care va fi produsă la parc fotovoltaic din Bilicieni va fi în sistemul energetic. După, depindem de volum. Parcul văd că e de 1 megawatt. Asta e destul de considerabil. Localnicii salută deschiderea unui asemenea parc și speră că antreprenorii se vor gândi și la buzunarul sătenilor. Ne pare foarte bun, că ăsta e lucru bun, nu e lucru rău, dar de-amu să vedem că noi de la oameni de la sate nu prea știm și am văzut că se deschide, dar și deschide. Dar și foarte bine pentru sat. Și noi să ne ținem lui, că el a spus că să fac și să mă pomeneați tot sat. Și ca domnului acolo, cred, nu el e maladiat. Este un lucru foarte bun, este un lucru necesar. Cu a fost timp când am avut eu singurică gândurile mele de a pune chiar la mine acasă. În primul rând, cred că l-a făcut pentru dumnealui și bine ar fi dacă ar ajunge și ceva lumină și la noi. Prin acest exemplu, folosind energia verde, energia soarelui, energia vântului sau energia masei vegetale, noi am putea să devenim independenți energetic, astfel să mergem spre o creștere economică. Primarul comunei Bilicenii Vechi, Ala Guzun, crede că un asemenea proiect este important pentru întreaga țară, doar că agentul economic s-a grăbit să efectueze construcțiile fără a avea un aviz. Consider că este benefic pentru localitate, dar nu numai pentru localitate, că el este un agent economic care astăzi va vinde, nu gratis va da energia asta, dar ar trebui să respecte pentru întreaga republică toate procedurile de construire. Eu am făcut totul absolut legal, totul cum trebuie, totul peste locul coordonat, înregistrat. Altfel nu mergea toate instanțele republicane, toate instanțele regionale și așa mai departe. Am scos-o în capăt. E un beneficiu pentru țară, pentru mine, personal, pentru populație și așa mai departe. E ceva ecologic, e ceva frumos, e ceva necesar, în primul rând, necesar. Construcția și dotarea parcului cu panouri fotovoltaice din Bilicenii Vechi a costat 1 milion de euro, dintre care 150.000 de euro a fost investiția antreprenorilor, iar 850.000 au fost obținuți sub formă de credit de la BERD. În Republica Moldova, doar 2% din energie electrică este energie verde.